Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ai întâi să vorbim de energie. Un anunț important al președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care spune: domnule, nu mai merge cu compensarea asta. Știți că România în acest moment compensează prețul la curent electric, da? Și la gaz. Adică diferența dintre prețul de achiziție și prețul de furnizare la populație este plătită de guvern. Doar că nu e plătită. Ar trebui să fie plătită, dar deocamdată asta se întâmplă pe banii firmelor mari. S-a plătit o parte din bani, cea mai mică parte s-a plătit și urmează alte părți viitoare, doar că suntem la fundul sacului. Și domnul Ciolacu spune așa: noi am făcut o mare tâmpenie. S-a vândut energia pe anul acesta, nu mi-aș dori să ajungem la un conflict în coaliție, dar trebuie o reglementare pe zona casnică, unde putem acoperi din producția proprie. Vom vedea, spune domnul Marcel Ciolacu, și spune că se va duce cu două, trei soluții în coaliție să discute, pentru că nu putem aloca 3% din PIB speculei din energie. Și aici el spune exact cât costă, de fapt, diferența dintre curentul electric și gazul plătit de noi și cel din realitate, 3% din PIB. Adică asta ar trebui să fie. Dar există un politician care recunoaște că a greșit și că a făcut o tâmpenie? Nu, dacă vrea să facă alta, s-ar putea să spună lucrurile astea. Dar hai să vedem în ce situație suntem. L-am invitat pe Mihai Nicuț, colaboratorul nostru de la podcastul Eu și Energia, redactorul șef al publicației Economica.net, specialist în chestiuni legate de piața energetică, să ni se alăture. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Cătălin, ție și ascultătorilor! Hai să lămurim un lucru. Într-adevăr, banii pe care guvernul trebuie să îi dea companiilor de electricitate și gaz chiar reprezintă 3% din PIB? Păi, noi am scris că reprezintă, la Economica am scris că reprezintă 3% din PIB de vreo lună și ceva. Ce s-a întâmplat? Această măsură de plafonare a prețurilor și ulterior de compensare a furnizorilor care reduc prețurile obligate de lege se aplică din aprilie. Acum, haideți să începem să fim mai puțin ipocriți și se aplică această măsură la presiunile domnului Ciolacu, care a presat guvernul PNL de atunci să vină cu o soluție pe termen lung la povestea cu energie și chiar a zis că trebuie plafonate prețurile pe termen lung. Acum domnul Ciolacu zice că s-a făcut o greșeală. Bun, probabil că s-a făcut, dar și domnia sa era în aceeași oală. Bun, deci să revenim. Când s-a luat această decizie, care se aplică această plafonare de la 1 aprilie 2022 și până la 31 martie 2023, deci oamenii trebuie să stea liniștiți în continuare, dacă legea se va aplica în continuare așa. Când s-a luat această decizie, s-a luat fără impact bugetar, pentru că nimeni nu știa care vor fi prețurile ca să spună exact care va fi diferența de compensat. Problema este că prețurile în piața de că la energie discutăm mai ales la gaz, este o reglementare pe care și-o dorește domnul Ciolacu la prețul de producție al gazelor și de vânzarea lor către populație și către centralele termice. Dar la energie electrică, unde prețurile sunt libere, au crescut foarte mult comparativ cu estimarea guvernului de atunci. Și da, pe baza unor calcule pe care guvernul le-a cerut la ANRE acum o lună, aceasta este schema, 40 de miliarde de lei care trebuie plătite în acest an. Așa a ieșit atunci. Care înseamnă, da, 3% din PIB. Ulterior s-au refăcut calculele, s-a spus că este vorba doar de 20 de miliarde, s-au mai făcut niște artificii pe acolo. Iar la rectificarea bugetară, am aflat de la colegii din presă mai buni decât noi că guvernul, Ministerul Energiei, a cerut Ministerului de Finanțe 31 de miliarde de lei pentru a plăti furnizorilor pentru această schemă de reducere a facturilor. Asta este că n-a primit decât două. Deci, din 31 de miliarde, cât statul român datorează companiilor? Cât se presupune că va datora până la sfârșitul anului. Haideți să fim corecți 100%. Okay. Se pot plăti doar 2 miliarde. Da. Okay. Cel puțin pe rectificarea bugetară de acum. Companiile astea, nu că mor de dragul lor, dar ele chiar cumpără curentul la prețul ăsta. Păi exact asta este, exact asta este și problema, și a pieței și a ordonanței. Dacă desfacem o factură de energie electrică din zona Olteniei, să zicem, pentru consumatorul cu cel mai bun preț, deci 68 de bani pe kilowatt,
vedem că după ce extragem taxe, tarife și orice, rămâne un preț al energiei pure, prețul energiei active, undeva la 10 bani pe kilowatt, adică 100 de lei pe megawatt. E, gândiți-vă că în acest moment acest preț este undeva la 2000 de lei în piață. Deci furnizorul cumpără cu 2000 de lei, 1800, 2000, să ajungi și la 2500 pentru energia cu livrare în trimestrul întâi din anul viitor. Deci el cumpără cu 2000 de lei și legea îl obligă să-i vândă consumatorului acasă cu undeva cu 100 de lei. Această diferență trebuie să o acopere statul. Domnul Ciolacu are dreptate, din păcate, într-o privință. Când a fost gândită această schemă, care are plafoane foarte laxe, deci românii sunt destul de protejați comparativ cu alții europeni, nu a luat în calcul două lucruri. Unu, că este posibil ca, stabilind aceste plafoane și neintroducând niciun fel de obligație pentru furnizori, este posibil ca această lege să alimenteze creșterea prețurilor din piață, așa, pentru că producătorul poate spune oricât, știind că statul compensează oricât cumpără orice preț la care cumpără furnizorul, iar furnizorul de asemenea nu își bate capul să caute energie foarte ieftină, bun, presupunând că ar găsi o, nu o găsește, dar zic ca principiu, nu își bate capul să caute energie foarte ieftină, știind că în final statul îi decontează tot. Deci aici este într-adevăr o problemă a acestei actuale scheme de plafonare și de reducere, dar ea a fost introdusă de ambele forțe politice, deci... Acum, ultima chestiune, Mihai Nicuț. Deci, ar urma reglementare. Ar urma ce înseamnă, de fapt? Că prețul... Păi să vedem ce reglementăm, pentru că și aici, ca domnul Ciolacu, de data asta a fost mai clar. Dacă vrei să reglementezi un preț, adică cum vrei să faci tu ca autoritate, ca guvern, vrei spre deosebire de modelul de acum, vrei să spui așa, producătorii, majoritatea de stat, undeva la 70-80% din energia consumată de noi acasă este produsă de producători de energie de stat, hidronuclear, cărbune și așa mai departe. Poți să pui un preț plafonat de vânzare la producător, ceea ce nu există acum, deci intervii în piață. Automat o să ai și un preț plafonat de vânzare de către furnizor la consumator acasă. Deci noutatea ar fi să, ca să scazi presiunea pe prețurile din piață, să pui un preț chiar, să pui o plafonare în piață la prețul de producător. Bun, să zicem că la limită asta e, e greu, e criză în toată Europa, se face asta. Problema este în felul următor. Dacă vrei să faci asta de la 1 aprilie, numai cantitățile pe care să faci asta, pentru că tot la începutul anului, producătorii de stat au fost solicitați, domnule, nu mai vindeți energia în piața spot unde e scumpă, semnați contracte pe piețele de contracte bilaterale cu vânzarea energiei în viitor. Deci această energie deja s-a contractat în viitor, pe prețurile de acum. Acum, dacă vrei să pui plafon pe preț, poți să pui plafon pe preț de la 1 ianuarie. Dar pe ce energie mai pui plafon? Pe puțină energie care încă nu a fost contractată și nu știu cât ajunge asta. Asta mai există o posibilitate aceea ca statul să intre, mă scuzați, cu bocanci în toate contractele semnate și să spună așa, de la 1 ianuarie toate contractele de vânzare de energie electrică între producătorii din România și furnizorii din România se plafonează la, nu știu cât vrea guvernul, 500, 600 de lei pe megawatt, 800 de lei pe megawatt. Și tot restul vă asumați pierderea, se schimbă toate contractele, e forță major. Mulțumesc. Se poate așa, dar nu știu dacă piața va reuși să înghită acest șoc. Mihai Nicuț este redactorul șef al publicației economica.net. Împreună realizăm un podcast aici la Europa FM, se numește Eu și Energia. Situațiile astea complicate le găsiți deja pe Spotify sau pe pagina de internet a Europa FM sau chiar pe YouTube. Avem 5 episoade, mâine după amiază îl publicăm pe al 6-lea, care se ocupă și de această chestiune, și pot să vă zic, așa ca o primă știre din el, că vicepreședintele ANRE, Zoltan Noghi, ne anunță în această discuție că, în urma acestui tip de decizie, 30 de furnizori de curent electric și de gaz din România au dat deja faliment, pentru că... Posibil cei mai mici dintre ei. Cei mai mici dintre ei care nu se pot finanța. Sigur, avem și noi colegi în redacție care au fost anunțați de compania lor că a dat faliment și că nu mai poate asigura livrarea curentului electric, ei urmând să intre pe piața reglementată. Asta arată o decizie politică proastă și nu poți să faci protecție socială, ea e firească protecția socială, dar nu poți să o faci pe banii acestor companii, care nu înseamnă numai profit, înseamnă locuri de muncă, dar nu a apărut înseamnă prea contracte. Multe. Parcă erau prea multe.
Adică peste noapte a apărut foarte mulți furnizori de energie. Sunt foarte multe, da, pentru că în momentul în care s-a făcut reglementarea era bunăstare și era energie ieftină. Și atunci oamenii știau să cumpere, de unde să cumpere, să vândă, să facă o afacere din treaba asta. Poate nici ei n-au calculat prea bine lucrurile, știa, nimeni n-a făcut planul de afaceri foarte... Da, e posibil și asta. Nimeni n-a putut să calculeze că va ajunge la 2500 de lei megawatt. Exact. Asta nu și-a închipuit probabil niciuna dintre marile companii ale lumii, că se va ajunge aici. Deci primii care au picat sunt ăia mici, da? Dar și asta înseamnă locuri de muncă, oameni, contracte, economie pe orizontală. Da, e cumva natural, din păcate. Da, e natural, adică da. Și atunci rămâi la înțelegerea cu mari furnizori, care și ei bănuiesc că sunt într-o situație destul de complicată, când tu din 30 de miliarde de lei urmează să primești doar două. Bine, nu știu dacă rămâne statul vreodată dator, dar... Sigur, așa cu... Eșalonat pe ani, pe nu știu ce, întrebarea să recuperezi banii. Da. Acum se face protecție socială la toată lumea. Are nevoie toată lumea de... Protecție socială, de da. Protecție întrebare socială. Bună. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.